Bună seara, sunt Iulia Cuțanu și vă prezint știrile Actualitatea TV. La Pașcani au avut loc astăzi, 24 februarie 2023, zilele Mitropolit Visarion Puiu, ediția 27-a. La Biserica Sfinții Voievozi din Curtea Protopopiatului a fost pomenit în cadrul Sfintei Liturghii și prin slujba Parastasului vrednicul de amintire Mitropolit Visarion Puiu. Evenimentul consacrat vieții și operei sale este un prilej de cinstire a memoriei Mitropolitului, ce marchează recunoștința posterității. La Biserica Sfinții Voievozi din Curtea Protopopiatului Pașcani a avut loc o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoți. În acest lăcaș de cult a fost botezat Victor Puiu, viitorul mitropolit. Manifestările de la Pașcani au avut loc astăzi la Protopopiatul municipiului și vor continua luni, 27 februarie, la Colegiul Național Mihail Sadoveanu. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Părinte drept și celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Odihnește, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău, că însuți ești iubitor de oameni. Odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții și drepții se odihnesc. Odihnește, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău, că însuți ești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fie Dumnezeu, arele de bucur la ea, și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuți, Doamne, și sufletul adormitului robului Tău îl odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă să odihnească și sufletul adormitului robului Său. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Ne rugăm pentru odihna și iertarea păcatelor adormitului robului lui Dumnezeu, Visarion, mitropolitul, cu tot neamul lui cel adormit, să-i se ierte lui greșalele de voie și cele fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletul unde dreptii se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul trupului și-a tot trupul care-i cântat moartea și pe diavolul să face briga sănătoare și, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău într-o fericită pomenire. Visarion, mitropolit, să fie biscop, apoi pe noi face cu orice deoastră, pe loc de minunată, de verdeanță, în loc de odihnă, de unificitate, durerea în care a fost întâlnată. Și orice greșeală, să nu știe cu cuvântul Dumnezeu sau cuvântul, ca un bun iubitor de oameni, Dumnezeu, Dumnezeu, să nu este un car să nu fie eu să greșească mai tu singur și eu de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mierea și viața și odihna adormiților robului Tău, Visarion, mitropolitul, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, la Sfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Pentru fericita adormire veșnică odihnă de Doamne, sufletului adormitului robului Tău,
Isarion, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, și fălui, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire, pomenirea lui din neam în neam, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Pomenirea lui din neam în neam și amintirea lui din veac în veac. Păi, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, cu drepții să-l numere, iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Manifestările comemorative dedicate Mitropolitului Visarion Puiu au ajuns anul acesta la ediția 27-a. Evenimentul este organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. O escortă alcătuită din polițiștii biroului urmăriri Iași și Serviciului pentru Acțiuni Speciale a preluat de la autoritățile din Republica Moldova, la data de 24 februarie anul curent, un cetățean român de 31 de ani urmărit național și internațional. Pe numele acestuia, Tribunalul Iași a emis un mandat european de arestare și o cerere de dare în urmărire internațională, bărbatul fiind bănuit de săvârșirea, la data de 1 februarie anul în curs, a infracțiunii de tentativă la omor calificat, fapt de ce ar fi fost comisă pe raza municipiului Iași. Escorta a preluat persoana în cursul după amiezii, urmând ca aceasta să fie depusă în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Reamintim faptul că prinderea în scurt timp a bărbatului bănuit de comiterea faptei a fost posibilă datorită colaborării eficiente pe fondul fluxului de informații dintre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și autoritățile moldovenești, realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Administrația locală își cere scuze cetățenilor din suburbiile municipiului din cauza disconfortului creat de începerea lucrărilor de canalizare și aducțiune de apă. Viceprimarul Cristian Rățoi a menționat acest lucru în cadrul conferinței săptămânale de presă, care s-a desfășurat la sediul primăriei. O altă problemă pe care aș vrea să o supun atenției locuitorilor din municipiul Pașcani este disconfortul creat de începerea lucrărilor privind canalizarea, aducțiunea de apă în suburbii. Ne cerem scuze pentru, întârzierile cauzate la autobuz, la mașini, întrucât se sapă, dar așa cum fiecare din noi știe, nu poți să faci curat nici în casă fără să faci puțin deranj. De aceea rugăm să ne scuzați dacă mai apar unele inconveniente, dar totul este pentru a face ceva bun pentru locuitorii din municipiu. În urma inițiativei Direcției de Sănătate Publică Iași, angajații instituției s-au prezentat pe parcursul zilei de ieri la Centrul de Transfuzii Iași pentru a dona sânge. Prin acest gest, participanții la această campanie au vrut ca de fiecare dată să fie alături de comunitate ieșeană și să ofere acea picătură de viață de care au nevoie bolnavii din spitale care se află în situații critice. Totodată, prin intermediul acestei inițiative, au dorit să transmită ieșenilor un îndemn important de a merge să doneze sânge, pentru că orice gest de acest fel salvează vieți. Exemplul oricărei unități care are vizibilitate în mediul online, în public, este binevenit, pentru că uneori luați cu activitățile zilnice, nu ne mai gândim la acest lucru, nu ne gândim cât de important este acest act. Este nevoie de sânge pentru atâtea persoane care sunt în situații de urgență sau care au anumite boli care necesită elemente din sângele pe care noi îl donăm, cum ar fi cancerul sau bolile cronice. Și
Știind și faptul că acoperirea este cam 60% față de necesar, trebuie să facem periodic această trezire a populației și cum să o putem face mai bine decât prin exemplu propriu. Exemplul propriu nu este unul de laudă, este pur și simplu de a reaminti populației. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Sturza al județului Iași, alături de voluntarii din cadrul Inspectoratului, profesioniștii din domeniu, sărbătoresc Ziua Protecției Civile din România, iar pe 1 martie Ziua Internațională a Protecției Civile. În data de 28 februarie sărbătorim Ziua Protecției Civile, moment aniversar, data când regele Carol al II-lea, prin înalt decret regal numărul 468, a aprobat în anul 1933 regulamentul apărării contra atacurilor aeriene ca o necesitate a protejării populației civile. Prin decretul numărul 24 din 17 ianuarie 1952 se înființează apărarea locală antiaeriană prin adoptarea regulamentului apărării locale antiaeriene, ea ființă comandamentul apărării locale antiaeriene care era organizat în state majore de apărare locală antiaeriană la nivelul regiunilor, raioanelor și ca servicii specializate la nivelul localităților și agenților economici. În anul 1978, apărarea locală antiaeriană își schimbă denumirea în apărare civilă prin legea numărul 2 privind apărarea civilă în Republica Socialistă România și decretul numărul 140 privind organizarea activităților pentru prevenirea, limitarea și înlăturarea urmărilor dezastrelor. Atribuțiile acesteia sunt diversificate, apar alte structuri organizatorice și misiuni adecvate. Tot în această perioadă sărbătorim și Ziua Internațională a Protecției Civile, pe data de 1 martie, zi declarată astfel în anul 1972 printr-o rezoluție ONU. La nivelul NATO și al Uniunii Europene au fost puse bazele înființării, dotării și operaționalizării unor module de protecție civilă, unități cu specializări și misiuni diferite și complexe, capacitate de manevră ridicată, autonomie mare în funcționare și timp de răspuns adecvat. Modulele vor fi întrebuințate la solicitarea statelor membre pentru limitarea și înlăturarea urmărilor unor dezastre majore ce afectează populația, teritoriul sau mediul acestora. La nivel național, din 2004, activitatea de protecție civilă se desfășoară în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar la nivelul județului nostru, în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Mihail Sturza al județului Iași. Cu exact un an, Rusia a atacat Ucraina. Kremlinul nu a numit agresiunea război, ci operațiune militară specială. În 24 februarie 2022, cu puțin timp înainte de ora 5, într-o declarație la televizor, președintele Vladimir Putin a justificat invazia susținând că vine în ajutorul populației din autoproclamatele republici Donetsk și Lugansk, unde oamenii ar fi fost supuși unui genocid de către regimul de la Kiev. Prin urmare, spunea liderul rus, Ucraina trebuie demilitarizată și denazificată. Invazia rusă în Ucraina a început în zorii zile de 24 februarie 2022. Trupe și blindate au pătruns în fosta Republică Sovietică prin est, de la granița cu Rusia prin nord din Belarus și prin sud din Crimea, anexată de Moscova în 2014. La ora 6:48, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky i-a răspuns lui Vladimir Putin. La ora 7, în capitala Ucrainei sunau sirenele de raid aerian. Oamenii s-au adăpostit la metrouri sau au fugit la gara din Kiev, ori s-au urcat în mașini sperând că vor găsi scăpare în vestul țării. La 7:45, Chiliov, oraș la granița cu Polonia, era atacat cu rachete. În întreaga țară s-au format cozi lungi la benzinării și bancomate. La 12:37, autoritățile de la Kiev au anunțat și primele victime. Peste 40 de soldați și aproximativ 10 civili fusese răuciși în primele ore ale invaziei ruse în Ucraina. La un an de la începerea războiului în Ucraina, Volodymyr Zelensky a publicat un video pe conturile sale de socializare în care le transmite ucrainenilor că 2023 va fi anul victoriei noastre. Președintele Ucrainei a publicat vineri dimineață, la un an de la invazia Rusiei în țara vecină, un clip cu luptele dintre cele două tabere. Thank you.
Reamintim că și comunitatea locală din Pașcan s-a implicat în ajutorarea refugiaților ajunși în municipiul nostru. 30 de ucraineni au beneficiat de cazare și hrană, cheltuielile fiind acoperite de Guvernul României. Dragobetele reprezintă ziua constituirii perechilor atât pentru păsări cât și pentru oameni. Dragobete este echivalentul românesc al mesagerilor divini, Cupidon sau Eros. El este purtătorul dragostei și bunei dispoziții pe meleagurile românești. În funcție de regiune, obiceiul dragobetelui poate avea și alte denumiri, precum cap de primăvară, logodnicul sau însoțitul păsărilor, ziua îndrăgostiților sau sântion de primăvară. La 24 februarie, după calendarul creștin ortodox, se sărbătorește aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul. În lumea satului tradițional, denumirea populară a sărbătorii este Dragobetele, prin excelență o sărbătoare a fertilității pusă sub semnul unei zeități mitice. Fetelor, la noi în sat e obiceiul ca în ziua de Dragobete fetele și băieții să se frățească. Dacă vom umbla toți, dacă ne vom înveseli, tot anul ne va merge bine. Vrei să fii surate? Da! Atunci puneți mâinile cruce și rostiți jurământ. Apoi schimbați batistele. Dragobetele este în credința populară un simbol al dragostei, având corespondent în mitologia greacă pe Eros, iar în mitologia romană pe Cupidon. În țara Gorjului, flăcăii și fetele respectă și astăzi această sărbătoare. Chiar dacă afară nămeții astupă calea, în zona Padeșului, tinerii oferă în lumina felinarelor un spectacol plin de culoare, cinstindu-l, așa cum știu ei mai bine, pe Dragobete, patron al dragostei și al bunei dispoziții. Cu cămașa floare, cine fi tu oare? Marie, Marie, lumea mi spune mie, sunt fată din sat, cu mers legănat, cu glas mlădios și cu chip frumos, cu flori îmbrăcată, cu rouă spălată. Sora soarelui, vara vântului, fata codrului, crescută prin flori, dragă la feciori, cu rouă spălată, cu flori îmbăiată. În credința populară, dragobetele reprezintă capul sau începutul primăverii și este ziua constituirii perechilor atât pentru păsări cât și pentru oameni. Când timpul era favorabil, hăulind și chiuind, fetele și feciorii se adunau în cete și ieșeau la pădure pentru a culege primele flori ale primăverii. Se sărutau și schimbau vorbe de dragoste, crezând că astfel le va merge bine și vor fi îndrăgostiți și iubiți de toată lumea în cursul acelui an. Cu apa din zăpada topită la Dragobete, fetele se spălau să fie mai frumoase. De fagă să asculte cu drag, să fii tânăr, să iubești, simți pe lume că trăiești și nu vrei să îmbătrânești. Ai, când văd frunza într-un tufoi, îmi vine să-i duc gunoi din grădină de la noi. Ia-și cărat
cu poala, să stea verde toată iarna, apa-și duce cu gura, să nu-și piardă frunza, să-mi păzească dragostea. Pentru ca iubirea dintr-un cuplu să rămână vie de-a lungul anului, tinerii trebuie să se sărute în ziua de dragobete. Tot în această zi, țesutul cu sutul și toate treburile grele de pe lângă gospodărie sunt interzise. Totuși este permisă curățenia, deoarece se consideră că aceasta este aducătoare de prospețime și de spor. În ziua de dragobete, plânsul le este interzis tinerilor și tinerelor. În caz contrar, aceștia vor avea parte de necazuri și supărări în lunile următoare. În unele regiuni din țară, ajunul de dragobete este tratat la fel ca noaptea de bobotează, când tinerele care doresc să își afle ursitul își pun sub pernă busuioc sfințit. Conform unor legende populare, dragobetele este considerat fiul babei Dochia, un tânăr chipeș care obișnuia să seducă toate femeile care ieșeau în cale. Totuși, în prezent, dragobetele reprezintă pentru români simbolul autohton al dragostei, fiind identificat cu zeul dragostei din mitologia română, Cupidon, și cu zeul iubirii din mitologia greacă, Eros. În prezent, dragobetele are un rival, mulți români preferând să celebreze iubirea pe 14 februarie de Valentine's Day, o sărbătoare occidentală împrumutată. Știrile se încheie aici. Pentru informații de ultimă oră, intrați pe newspașcani.com și ascultați Radio News FM.